Dragii mei, Hristos a înviat. Eu mă bucur să vă văd așa de mulți aici, pentru că n-am mai văzut de multă vreme, văzând peredul la intrare, facem angajări. De mult n-am mai văzut așa ceva, trebuie să recunosc lucrul ăsta. Mai mi-aduc aminte un lucru. Eu sunt cu primarul aici, suntem mai în vârstă totuși. Mi-aduc aminte că trenul Caracal Corabia n-avea stație la vagoane, dar oprea la vagoane de fiecare dată. Așa că, sigur, la vremea aia am fost o uzină foarte valoroasă pentru țara noastră. Eu vreau să felicit în primul rând CEO-ul american de la Greenbrauer, cred că zic bine, pentru că sunt cea mai... Pentru că, înțeleg, sunt cea mai mare firmă producătoare de utilaj feroviar din lume. Și asta e o onoare pentru noi, pentru că avem aici, mai ales în condițiile în care suntem într-o zonă de conflict, într-o zonă geopolitică nu stabilă, s-au fost la crize pandemică, economică, de care vreți, crize care s-au suprapus. Iată că, într-adevăr, sunt oameni care investesc, care reușesc să investească în condițiile actuale pe care trăim astăzi aici, în România, aici la Caracal, și le mulțumesc pentru lucrul ăsta. Un lucru extraordinar, felicitări! Acum, sigur, ce mai mi-aduc aminte? Mi-aduc aminte multe lucruri de la noi, de la vagoane, pentru că eu sunt aici, multe lucruri frumoase, și în timpurile respective, produceam vagoane, cred că produceam în jur de 8-10 vagoane pe zi de marfă. Și mi-aduc aminte ceva foarte important, care nu trebuie trecut cu vederea, și amintea domnul viceprim-ministru și ministru transporturilor, domnul Grindeanu, CFR-ul era a doua armată a țării. De aceea, Sorine, domnule viceprim-ministru, e esențial ca să noim toată flota de vagoane, atât de marfă cât și de persoane. Sigur, și în ultimul rând, apreciez autoritățile locale, domnul primar, domnul deputat Chieznoiu, nu în ultimul rând președintele Consiliului Județean, că poate nici fără ei nu era posibil să avem o așa investiție frumoasă la Caracal. Altceva, ca un politic, nu o să vă spun mare lucru, decât că mă bucur și încercăm să devenim și noi un jucător pe piață în cât mai multe domenii, nu numai de la Caracal, și de la Slatina, și de la Corabia, și de la Bal, și de la Răgănești. Dragii mei, vă urez o zi frumoasă, să fim sărătoși, sper ca firma Greenbrauer să angajeze cât mai mulți oameni, să ne fie bine la toți. Mulțumesc, să aveți o zi frumoasă în continuare.